Pe lângă felicitări, fotografii cu pomi împodobiți de Crăciun, mese pline cu bucate, rețete culinare, sfaturi utile, anunțuri publicitare, Deveni postează pe rețelele de socializare o mulțime de nemulțumiri, multe dintre ele sesizând furturi din autoturisme sau de biciclete chiar din scările blocurilor. Ce spun reprezentanții poliției locale aflați din materialul următor? Deva hoții fără nicio jenă, de la biciclete, la baterii din autoturisme, chiar și benzină. Au acționat și de Sfântul Andrei, probabil testând cât de bine îi ocrotește Sfântul pe români, mai scriu Deveni pe rețelele de socializare. Preferatele hoților sunt mașinile de firmă, în care pot găsi lucruri valoroase. Deveni se plâng și de faptul că nu știu la cine să apeleze în cazul în care constată furtul. La poliția locală sau la cea municipală? Dacă a dispărut ceva, discutăm despre infracțiune. Motiv pentru care rog cetățeanul care a fost victima unei infracțiuni să se adreseze serviciului Poliției Naționale din cadrul Serviciului Investigației Criminale din cadrul Poliției Naționale. Poliția locală, în baza legislației în care funcționează, nu are competentă soluționare pentru infracțiuni, doar pentru contravenții. Poliția locală poate doar stabili infracțiunea în flagrant, în momentul în care infracțiunea este în flagrant, predă făptuitorul lucrătorilor din cadrul Poliției Naționale, care continuă cercetările pentru încadrarea juridică conform prevederilor legale în vigoare. Este știut faptul că în perioada sărbătorilor hoții acționează în funcție de postările celor care se laudă cu vacanțele pe care le petrec în alte zone, iar casele fără stăpân sunt o adevărată tentație sau pradă sigură. Prin urmare, vigilența polițiștilor locali va fi pusă la încercare din greu.